Salutare rechilor și bine v-am găsit la un nou episod de Case Opening cu jocuri. Ei bine, astăzi suntem tot pe site-ul GiveDrop, fraților, este un site super mișto pe care eu aparent l-am descoperit și mi se pare destul de ok. Știu că foarte multe site-uri de genul sunt fake, însă aparent asta mi se pare singurul care e legit, deoarece am mai jucat pe și nu pică chestii din prima, adică chiar nu mi-a picat GTA 5, chiar nu mi-a picat ce mai încercat să deschid Rocket League. Și dacă era ceva fake, sigur îmi pica de la primul episod vreo 5 GTA-uri sau chestii de genul. Și site-ul ăsta mi se pare super ok. Din câte puteți vedea, puteți folosi codul la promo code, codul HIGHTICKET. Așa. Iar voi veți primi un cupon, cum am eu aici, care te va ajuta să deschizi cutia Bad Boy. Dar doar pentru primii 20 care intră pe site și bagă codul HIGHTICKET. Deci primii 20, restul vor primi doar un dolar. Hai întâi să deschidem, nu uitați că mi se pare că este și un free case pe aici, de daily free case. Și cred că poți, uite, poți să primești chestii interesante mai nou. Hai să vedem ce ne pică nou în primul rând. 91 cent. Mi-a picat un cent care sigur mă va ajuta extrem de mult. Avem 100 de dolari, vom deschide jocuri fine. Întâi începem cu ticketul. Deci dacă ne pică ceva bun la ticket, suntem cei mai buni. Sper să-mi pice ceva bun acum, nu știu sigur. Par foarte interesante chestiile cu random key. V-a jucat foarte mult, să apăsați și butonul de like, fraților, dacă mai vreți episoade de case opening cu jocuri. Deci ne-am dat un random key. Toate codurile vor fi băgate jos în descriere, ca să știți. Hai să încercăm noi să dăm de un GTA 5. Sunt foarte curios. Adică toți banii din referral-uri, adică 40 și ceva de dolari, am folosit aici. Deloc nu mi-a picat. Deloc nu mi-a picat. Deloc nu mi-a picat GTA 5. Pentru că sunt șanse cam grele să pice GTA 5. Dar dacă ne va pica, o să fie norocul meu și cu asta basta. Dar sper să-mi pice. Hai, te rog. Un GTA 5, un GTA 5, te rog, oprește-te, nu la rând închi. Deci toate jocurile vor fi băgate în descriere. Bun. Hai să vedem noi ce mai putem deschide aici. Hai mă la Big Win aici. Chiar sunt curios la Big Win ce putem câștiga. Sper să nu dea și aici random key. Hai cu ceva, hai cu ceva MOV. We happy. Oh, Motoroma, ce e ăsta, bă? Cred că era mai mișto jocul ăla. Motoroma Classic Racing, cred că ăsta e șmecher. Motoroma Classic Racing. Bun, hai să mai dăm la un big win aici, cred că o să pice chestii faine. Hai să vedem ce ne poate pica. Metal Gear Solid 5. Bă, cred că sunt jocuri bune ăștia. Bun, bă, aș deschide doar de-astea, jur. Deci dacă o să-mi pice și o chestie aurie, suntem cei mai tari. Dar nu cred că o să ne pice Deft Hunter Deep. Ăsta îl mai am, îl bag în descriere, ca de obicei. Hai mai deschidem una de asta, să ajungem la 52. Apoi ne mutăm. Și o să văd eu Shadow Warrior, stop. Nu, Rush of Glory, For Glory. Ok, și ăsta, adică toate jocurile vile, dar nu trebuie să vă mai zic. Dacă pot eu să mai iau, hai să vedem. Uite, Rocket League am mai încercat să iau din referral și tot nu mi-a ieșit. Deci GTA 5 și Rocket League le-aș vrea. Adică tot să vi le dau. Hai, Rocket League, stop, nu. Ok. Hai să vedem ce mai putem noi deschide. Gold case, ia la standard aici, s-ar putea să ne pice ceva, ok, sper. Hai la standard, haida. Call of Duty Black Ops? Nu? Alan Wake? De ce? De ce Alan Wake? O fi mișto și jocul ăsta, nu știu. Bă, sper să vă placă vouă jocurile. Haide, dăm ceva bun, dăm ceva bun, orice auriu. Green. Deft Hunter Deep. Deci ăsta o să-l aveți de două ori. Cine și-a dorit jocul ăsta și încă îl vrea, îl are de două ori în descriere. Mai deschidem o dată Gold Case. Ne sperăm că ne pică ceva gold. Dacă totuși e gold, să ne pice ceva gold. Guachemele Gold. Ne-a picat ceva gold la nume. Bun, atunci hai să mai deschidem niște big win-uri, pentru că ăștia par cele mai interesante. Sper să pice ceva bun. Toria, fran, n-am auzit de jocul ăsta. Bun, și ce jocuri mai sunt paci? Horror case, n-am mai deschis horror case. Sper să pice ceva gold de data asta. Nu știu, dar să pice ceva bun, nu random key. Aici de obicei mi-a picat random key, dar dacă spică ceva gold, din alea gold, te-ai făcut. Gen, uite cum facem așa, dau așa, una, două, trei. Dau la toate open case. Și ne uităm așa ce ne-ar putea pica, deci ne pică Alan Wake, nu, random key, random key și random key.
Oh, nice. Nice. Bun. Și mai deschidem tot așa. Pardon. Mai deschidem tot așa pentru că vreau un joc horror. Oh, fuck, mai am. Oh, fuck. De cât nu mai avem? Hai, dăm ceva bun. Paranormal Activity Random Key. Bun. Deci ne-a dat Random Key, foarte ok. Ne ducem aici. Toate codurile astea o să le aveți voi. Deci le găsiți în descriere. Și dacă mai vreți episoade de genul, frate, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să dați și voi un share. Și ne vedem în episodul următor. M-am pat. Ciao.